make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la episodul 2 din The Sims 4. Data trecută ne-am făcut casa și avatarul. Acum vom vedea ce vom face, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like pentru susținerea acestei serii frumoase, spun eu, și care va fi destul de lungă, să spunem așa. Ne uităm, ia uitați, ne uităm la televizor, la balerina aceea sexy. Vrem să ne căutăm de muncă pentru că avem mare, mare nevoie. Am mai rămas doar cu 3 dolari și suntem șomeri și noi și Perry. Deci să vedem, să căutăm fiind a job. Acum vom vedea. Nu, ce, ia uite, insult, wow, incredibil. Noi ne ducem să ne căutăm job, mamă ce alergăm, se vede că suntem atleți, am depășit-o deja pe fata aceea. Nu știu dacă merge să ne luăm mașină, cred că am mai spus asta odată. Mă rog, să vedem ce se întâmplă. Este, să spunem așa, prima oară când facem alte lucruri în afară de a ne face casa. Așa, da, și Perry să se ducă să-și ia de muncă, să nu stea aici așa. Ia, să se facă 26 de dolari pe oră. Ce să facă el, e deștept băiatul. Deci ceva care să avea el, agent secret, nu merge, el criminal. Mamă, criminal. Nu, ăsta, nu criminal. Ăsta care ceva mult. Tech-ul, da, mă, da. Tech, wow, adică de ăsta am PC-uri și chestii de astea. Dar vedem ce face aici. Vrea să urineze. Între timp, Alex, nu știm ce face, să vedem ce job își va găsi și el, ce slujbă reușește să-și găsească. Momentan vorbește la telefon, dar nu știu cu cine, ia să vedem, agent secret sau ce, culinar, 925, dacă câștigăm puțin, le știi ca agent secret, astronaut 26, să ne facem, nu știu, astronaut, o să ne facem astronaut. E bine să fim astronauti. Uite, Shield Alex. Așa. Alex se face tech, mă? Se face care e în tech? Nu, se face... vrea să facă astronaut. Așa. Să socializăm, da, asta este bine, să socializăm în acest joc Sims, care este cu socializarea. Așa, cu cine să vorbim noi? Trec oameni prin fața casei noastre, dar nu sunt de băgat în seamă. Sunt... tocilar de ăștia. Noi nu avem gard, nu prea am văzut garduri până acum așa la casele astea, dar cu timpul ne vom face, dar măcar să ne luăm de muncă. E ce e asta? Așa, park shore, cred, unde trebuie să ne ducem noi? La sală, mergem la sală? Hai să mergem la sală, nu știu dacă avem bani să trage, să mergem la gym. Nu, peribos! Să-l luăm și pe Peribos, cred că asta trebuie să facem. Să vedem acum ce vom face la sală. Bine, dar nu știu dacă trebuie să plătești ceva la gym, și dacă trebuie să plătești, e nasol rău de tot, pentru că nu mai putem face nimic și trebuie neapărat să ne luăm de muncă. Să vedem, hai să se încarce odată ăsta, că nu mai se încarcă, se încarcă, dar văd că degeaba. Mama, dar ce mult stă. Așa, bun, s-a încărcat și să ajungem aici în orașul acesta frumos. De fapt am ajuns în acest oraș frumos. Și să vedem ce vom face, unde ne vom duce. Așa, care e sala, că nu-mi dau seama. Asta e, go here. Să vedem acum dacă vom putea trage așa de fiare pe moc, ca să spunem. Da, uite, auta ce fac toți ăștia, noi vom face puțin alergătură, nu? Ne-a ieșit din păcate puțin din joc, dar nu contează. Uitați-o pe fata asta ce trage acolo de fiare. Chiar m-a impresionat, să spun așa. Dar ce căutăm pe aici? Ce căutăm? Ne uităm la pavajul ăsta, ce e ăsta, după peretele ăsta. Așa, trebuie să intrăm unde suntem noi, mai bine să vedem ce facem. Ia uitați, mamă, dar ce bine ne stă training de ăsta. Suntem făcuți, avem un corp frumos și noi și maleficul Perry Ornitorincu, Perry Boss. Ia uite, deci noi acum am tras de fiare și
cred că am obosit. Peri, ia uite ce, chiar stă bine în training, că noi parcă avem, parcă am avea un capot pe noi, sau zici că ne e frig. Nu trebuie să fim invidioși pe el, tot noi suntem aia mai șmecherii. Ce? Pute? Da, băi, uite, da, chiar că pute. Mamă, ce dugnește, te văd și fă-ți un duș. Sau nu ai... Asta, ia uite săracul ce trage. Sper să nu transpiri și tu să pus ca asta, că nu vezi baie. Jegosule, ia uite. Deci s-a încărcat ceva acolo. Dar cred că trebuie să, și să socializăm, să facem prieteni, să facem prietenă pe această fată, să ne prietenim cu ea. Sau pe asta, pe asta, uite mă, pe buna asta de trăgea. Ia uite cu ce flotări face, așa, să fac așa pe noi. Bine, pe avatarul nostru. Noi nu ne prietenim cu un puțiții. Ne prietenim și noi cu ăștia mai șmecheri. Așa, Bela o cheamă, Bela Got. Ce nume are, Got, Gotic. Parcă asta este împotrivea lui Peri, dar noi suntem aia mai șmecheri, deci noi o luăm. Să vorbim despre spațiu. Bă, nu cu aia, bă, aolo, te bași cu, cu jegoase, mă. More choice, de ce se dăm pe aici? Din nou, din nou, să vorbim cu el. Așa, ce, ce mimează aia acolo, ai văzut? Bă, dar uite, a venit și Peri aici să se împretenească. Și iau-te, ne-am mai împretenit, ai văzut? Cunosc plusurile astea, astea sunt de bine. Normal, adică dacă e plus. Așa. Așa, Telfani, să zici și noi ceva amuzant, eu știu. Vedem pe Peri că e destul de bine, să spunem, odinit. Ieșim de aici, ieșim din gin, că parcă nu e de noi, degeaba ne-am trecut noi atleți acolo. Da, wow, wow, le spunem de mușchi. Îi spune de fapt de mușchi. Și îi place, și îi place ce vorbim noi. Da, ia uitați, ia uitați, în ce suntem noi experți, în ce suntem noi experți. Bă, dar Peri ăsta trage parcă nu se mai satură. Asta s-ar putea să o luăm de nevastă, eu știu. Să fie soția noastră. Stai să zici ceva, ia stai, stai, stai așa. Dă-i ask about day. Nu, 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 nu vrem așa ceva. Morci, o-i zis. Și da, da, mă, zic ceva de romantism. Dă-i, dă-i o floare. Dă-i un sărut. Mamă, dar a început să pută. Nu! Minus, chiar că minus, chiar că minus. Păi put, aolo, și trebuie neapărat să mâncăm acum. Oh my god, dai că am încurcat rău de tot, am încurcat, du-te mai. Deci nu poate să-și, nu e stare să-și facă un duș până și jepata aia s-a dus de atunci. Hai papa că m-am împuțit de tot. Peri, pe unde-i mă, pe ăsta, pe unde ai dispărut? Olo, cred că mi s-a făcut roșu, a plecat de lângă iubita noastră. Așa zis, așa zis, a iubită. Bă, da, eu nu știu dacă ne-am făcut rost de lucru, de muncă, de servici. Go here. Iar ce facem aici dacă intrăm aici? O, uite mă, să ne facem un duș. Uite mă, pe Peri la duș. Uite mă, în sfârșit își face și el duș. De ce aici înjurați penisul când oricum e mic și nu se vede? Mă rog, să vedem. Să facem și noi un shower, un duș. Aoleu, dar nu prea mirosim atât de mult. Ia uite pe asta, bă, sau, e, sau, e fată sau băia, ce faci acolo, aia după toaletă? Da, mă, e fată, ia uite, e slabă, e. Acum se spală. Și nu e spală. Oh, era cu pe ce să ne vede, cred că ne-a văzut în oglindă. Au, să vorbim cu ea. Este, mă, acum că suntem și spălați. Ce tragi fan, baie, în măta. Hai, hai, mă, să vorbim cu ea așa. Ținte după ea, ținte ticule după ea. Nu o lăsa să scape nici asta de mâini. Chiar e drăguță, parcă ar fi o chinezoică așa. Am făcut, am văzut în poza aia. Jură-te. Morcius, nu, nu știu dacă trebuia chiar romantic. Da, o întrebăm dacă e singură. Ia, ce zice, momentul adevărului. Ce râde jegosul, dar e bine până acum. Bravo, mă, băiatul, ești cel mai, cel mai tare. Ești, le ai cu fetele, te pricep la fete. Așa, e about career, missis. Să mai întrebăm ceva, să zicem ceva amuzant, știi? Adică să, după ce am întrebat-o, după ce am văzut că e singură, facem impresie bună, știi? Adică, ia uite ce amuzant e ăsta.
Nu, da, sper să nu vrea bani. În sfârșit își face aia bani. Nu, boala cu tot, tot încă, tot la împuțit așfa, tot împuțitești. În sfârșit s-a dus în duș, în sfârșit, Doamne ajută, a dat Domnul să duc acolo. Așa, îi zicem de romans, nu știu dacă să zicem friendly, da? O să facem prietena noastră. Bun, până acum e foarte bine, bravo mă, ăsta e cel mai, cel mai de treabă băiat din istoria băieților. Și Perry, unde e mă? Perry, tată, unde ești? Mamă, ce sexy s-a făcut aia! Mamă, vezi mă și tu? Haide, capul meu a plecat de la gym și acum să duce, să duce la altul, bă, cu bani. Noi n-avem bani, noi putem decât cu șarmul să facem treabă. Așa, uite, hai să vorbim cu ea. Tu, hai că o cucerește Perry. Da, vedem că tot pentru Perry este, tot Perry e baza. Ce să zicem, tot așa ceva de dragoste, să zic eu. Bine. Cine a plecat la muncă? Al nostru, bine, bine, e bine dacă a plecat ăla, cum îi zice. Da, asta e Perry. Păi și ăla cred că l-am uitat în partea aia pe Alex. Sau a plecat la muncă. Bine ar fi să fi plecat la muncă, să ia și niște bani. Așa, să vorbim cu fata asta. Aș fi vrut să o reușim să o invităm undeva. Ia uite, mă, uite și tu cât de frumos e Perry, mâncavaș, bă. Ia uite și tu, fii atent că s-au cucerește acum. More choice, romans, direct romans, direct la romantici. Nici nu mai întrebăm dacă e singură fata. La cât de bine arată, sigur nu e singură. Ia să vedem. Bă, 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 tu ce te bagi, mă? Dacă se bagă ăla, îl bat. Și-a friendly, romans, flirt. Dă să flirtăm cu ea, dă-i jos, jos, flirt. Așa, mă, să flirtăm cu fetița asta. Cred că este ceva de genul... Ești caldă și mă topești ca soarele. Oricum e bine până acum, am făcut un lucru bun. Unde, unde s-a dus Perry? Pau, la muncă și el? Bun, bun, bine așa, bine așa, Perry. Sună telefonul ceva? Ia să vedem unde se duce Perry ornitorincul, Perry bossul. Și alergă după, după tras, adică după tras de fiare alergi, eu știu că după alergat tras de fiare. Și am văzut că am crescut acolo la level, cred că avem level 3, e bine, până acum am făcut lucrurile bine, înseamnă asta este bine. Așa, ce-a făcut mă, s-a întors pe ei? Iară la gym, bă, dar nu s-a mai satură, mă, frate. Și Alex, unde e Alex ăla? Fuuu, dar asta chiar nu ne dăm seama, cred că încă e la muncă. În sfârșit, bine că s-a salvat, bine că s-a salvat. Bun, deci am devenit sociabil, ne-am făcut prietene cât de cât acolo. Bine, nu știu dacă va fi o, dacă nu, nu știu dacă va fi o prietenie atât de lungă cu fetele alea. Dar important e că am socializat. Ia uite-l pe Perry și Alex e la PC. Dar până acum că știam și nu e niciun ban, mă. Chiar așa, măticule, mă. Bun, iată, vedem că se descurcă bine la PC. Deci noi suntem de la în calculatoare sau ce... ce e asta, că în computere nu am câștigat niciun ban după cum vedem și suntem faliți. Oh, acum un 5, cred, da? Acum un 5, mă, suntem la muncă. Păi scrie aici quit job și adică să ieșim din servicii, înțelegi? Și... sau suntem angajați, adică știi, eu credeam că acum muncim, dar de fapt ne jucăm. Așa, joacă-te, bă, că ai atâtea de făcut, de muncit. În sfârșit, ne-am băgat și noi la culcat, dar am să culce și Perry, că ăsta chiar a avut zi lungă. Aici ce facem, că nu înțeleg. A, începem munca 9 ore și 8 ore, bun, bun, e bine că trece timpul. 7, 6, bine că acum ne culcăm, vezi, adică începe a doua zi în 6 ore, adică ne trezim în 6 ore. Așa, dăm viteza ultra speed 3. Așa. Perry, să culcă și... o, oh, își face baie, Perry, out-ul, mă. Uite, pe Bella, ai văzut acolo, mă, pe Bella o cheamă, bă, dar ce nume are, bă. Deci m-a luat cu fiori numele ăsta, Bella. Era melodia lui Matre Jims, Bella. Perry, Perry, ce mai face Perry acum, mă? Cred că vorbește și el la telefon. Da, un serviciu lui Perry. Da, uite de asta, în tech, adică în tehnologie.
Hai, Peri, du-te bă la muncă, nu mai sta. La muncă nu l-a întins mâna, Peri, monitorul. Cu bine știi că Peri e agent secret. Cam asta e venea lui Peri, dar mă rog, mamă, bă, ai nevoie de un duș, bine, bravo. În sfârșit, deci el s-a băiat, și-a făcut baia la timp. Asta este bine și cât mai mă până ne trezi până vine amiaza. Unde da tu mă, dai văzut? A, uite, mai sunt aici, a, nu. E 5 dimineața, mai 5 dimineața, aproape 6, mai sunt 3 ore până ne trezim. Deci asta înseamnă că la 8 ne trezim. Bă, și la ora asta Peri, iau-te-l și tu că n-a dormit până acum, deci și-a făcut bani de nu știu câte ori să joacă pe PC. Și te ne-am trezit la ora 6. Uite, trebuie să luăm micul dejun, te pomenești. De ce? Pe de ce se simte el inconfortabil? Cred că vor să socializeze și ei între ei, între frați. Ne uităm și noi la televizor, dacă eu zic aici ne o să fim mai confortabil, dar trebuie să ne relaxăm. Deci stai cu punde de. În 30 de minute începem munca? Adică la 8, da, la 8 muncim. Chiar acum trebuie să ne ducem la muncă. Hai că uite, s-a terminat timpul, dar unde ne ducem noi la muncă acum? Cum ne ducem? Am plecat la muncă? Doamne, da, am plecat la muncă, bine mă, bine, și ăsta cât mai are mă, Peri ornitorincul ăsta? E bine că s-a dus ăsta, Alex, la muncă. Peri, care mai e viața lui, că nu-mi dau seama, am văzut că e obosit acolo. Ne prietenii lui, două zile mai are ăsta până începe munca, cred că abia îi face cartea de muncă, eu știu, trebuie să semneze contract. Așa, da, chiar îi trebuia o din luperii, bine că s-au să se culce. Așa, noi că suntem la muncă, nu știu cât muncim, dar e bine, avem un salariu destul de bunicel. Uite, cred că, da, s-a întors, mă, sau mi s-a părut mie ăsta, Alex? Încă e la muncă, încă e la muncă, iar Peri doarme, lenevește, vai de mama lui, vai de mama lui. Mai în casă stă Peri ăsta și numai la gym. Deci nu e în stare să iasă și el deloc afară. Și ia uite cu la calculator de noi, e dependent omul ăsta. Ia uite-te și tu. Ia-l de aici. Nu e rușine să-i dăm interdicția la PC. Uite și tu, cred că e foame. Nu e bine, nu e bine deloc. Vom rămâne fără bani și trebuie să producă neapărat acum, să producă Alex, că dacă nu, am pus-o rău de tot. Hai, Alex, vin o dată acum, în 22 de ore venim acasă, nu? Mamă, bă, atât de mult muncim, nu serios. Mamă, dar deci dacă în 22 de ore, cât muncim, mă, noi? Chiar așa e în America sau unde ar trebui să fim noi acum? Așa, ce mai căutăm aici la bucătărie? Mamă, dar la ce seria se uita acolo, sau film, cred că era Peri. Era ceva cu flăcări, cu, mă rog, așa mă, ceva la cuptor. Asta este cel mai bun pentru Peri, am văzut acolo că avea nevoie. 31 de dolari pe oră, bă, e un salariu mare care primim acolo la ăsta, la agent de ăsta, de ce e el. Oricum în PC-uri, și dacă tot avem un PC acasă și vă dați seama că apoi să ne luăm un calculator matchmaker. Vede pe ăsta că, bă, dar asta cred că e la muncă acum. Hă? Nu, știi că cream că el e cu dăsta tech, dăsta și umblă pe PC-uri. Adică ăsta e serviciul lui. Mă, ăsta, Alex, pe unde e, că nu-mi dau seama. Mamă, dar ce-i asta în piscină? Nu, ce-i asta în piscină? E râu. Mă, știi, mă miram cât a piscina. Cine-i ăsta? Kong. Ieșim în cale să vorbim cu el. Așa, bun, bravo Peri ornitoringu. Acum să vorbim cu el, acum să vorbim cu el și noi. Da, și ceva de tras de fiare. Până acum e bine, până la urmă ce să vorbești cu un băiat decât de spor și mai știu eu ce. Stai puțin. Așa, funny. Cred că și lui plac jocurile video, e de-al nostru, înseamnă, e de-al nostru. De puțin tot așa și de unde era, doamne?
de aici la fan activist, cred că să-i sugerăm ceva, o activitate. Așa cu cântat, serios. Și acum se duce să joace pe PC sau ceva de genul. Ia să-l urmărim. În urmărirea, uite cum l-o chema pe el. Hai că n-avem timp să vorbim și cu ăsta, cu cum îl cheamă. Oricum blondul are freze așa, destul de șmecheră. Go here. A venit acasă cu banul, a venit acasă cu banul, mă, Alex, în sfârșit. Bravo, mă, băiatule. Ăsta e băiatul nostru și meriți acum. Sună telefonul. Gagica, gagica, sună telefonul, fratele meu. Mamă, cine sună, mă, cine sună? Bella? E cumva Bella? Păi asta spuneam, asta vreau să spun, că după munca asta lungă trebuie să mâncăm și ceva mai copios. Nu torturi, că nu, un hamburger, hamburger! Ăla e baza. Așa, bine că nu e bine chiar așa să aruncăm cu banii. Ia uite. Ulu, e la noi la ușă. La toaletă. Asta nu mai poate. Asta nu mai poate, da, bă, trebuie să duc la... Bă, da, asta e gagica lui Peri, mă. Cred, mamă, cât de șmechere, Peri. Deci dacă ar fi gagica lui... Ia. Opa, pa, pa, la PC. Bă, hai să ne dăm la ea. Bine, dar nu joacă, eu furăm lui Peri. Așa, să joacă la PC. O insultăm? Nu, noi insultăm, cum, îi zicem ceva frumos, îi zicem ceva frumos, îi zicem ceva romantic. O pupăm pe picioare? Ia să stați mai întâi să mâncăm și noi. Am mâncat un iaurt, dacă nu mă înșel, acum. Așa, ultra speed. Bă, de ce te uși la Peri așa? Opa, ia. Mamă, momentul adevărului. Nu e bine pe vezi, e gagica lui Peri. Oh my god. Știu, iartă-mă. Scoală-te, Peri, aolo, frate, tot faci așa ceva, îți cere scuze. Aolo, am pus-o. Bă, hai să ieșim din discuție, că nu e de noi, nu e deloc de noi. Da, nu, încă nu e foame, n-am mâncat. Hai să, uite, mâncarea e acolo, trebuie să mâncăm neapărat. Să vedem ce avem în frigider. S-ar putea să nu mai avem nimic. A, uite, avem să cumpărăm 4 porții, bun. Hai mai, mănâncă și tu odată. Băi, nemâncatule, că mori de foame. Muncești și tot nu mănânci. Și apoi poate ar trebui un somn lung. Bă, dar uite-te și tu, mâncați. Și ce pat are Peri și ce pat, vezi? Se vede că n-am mai jucat Sims. Deci noi am făcut totul greșit. Cred că patul ăsta e al lui Alex și patul ăla al lui Peri. Dar nu contează. Să duce el unde vrea, da, asta e chestia, că s-a dus el acolo. Bă, da, uite, vezi, asta s-a mutat cu noi, ceva de genul, știi? Mama, cum să nu ne ia Peri la bătaie? Ce, și cred că ea să joacă Minecraft, am văzut acolo, era un om pătrat, dar să joacă, asta este sigur. Am mâncat, mă? În 3 ore trebuie să mâncăm, ce mult mai ne ia. Dar ție ți-e foame, Bella? Ne uităm la televizor. Oh, da, ne-am îmbrățat cu fratele nostru. Deci înseamnă că nu e supărat pe noi. Bine așa, bravo, Peri, e cel mai tare, Peri, mă. Ce frate Belea avem. Cred că ăsta ar trebui să fie fratele mai mare. Ne-am băgat la somn? Bine, mă, băieți, așa, bine. Dar Bela s-a dus acasă. Acum trebuia să fie Bela în pat cu noi. Așa. În 10 ore mergem la muncă, nu? Bun. Peri, și noi stăm acasă, nu? Noi stăm acasă, noi suntem liberi, bine, mă, și... A, nu? Mai avem și noi 8 ore și plecăm. Dacă Peri s-a angajat mai târziu ca noi. Mamă, că acum vine banul și să vedeți ce facem noi aici, facem cea mai tare casă, facem cei mai tare din oraș. Ăștia o să fie boșii orașului, știi, că nu degeaba ne-am numit noi boși. Adică e ceva... logic, spun eu. Hai să mergem la sală. Să vedem ce vom face la sală. Normal că vom trage de fiare, dar se poate oare mai făcut de atât? Mai ceva ca, știu eu, Superman, să fim supereroi. Așa, să căutăm pe net. Dar ce să căutăm noi pe net?
Cred că dragostea pe net, incredibil, să ne căutăm dragostea pe noi, pe net suntem singuri și avem nevoie de dragoste, în căutare de iubire. Să salvăm aici, să salvăm aici, în caz că iese sau știu eu ce, cum s-a mai întâmplat. Așa, igienă, da, trebuie să facem un duș, trebuie să facem un duș neapărat și apoi să mergem la muncă, eu zic că asta vom face. Dar hai să facem dușul ăsta. Să spală perie la muncă în momentul ăsta, a? Nu doarme. Bă, da, puturos, e la muncă, e la muncă în visele lui, e lumea lui acum, perii. Mai doarme mult și noi, uite, deja facem dușul. Bine că asta făcea el în timp ce noi dormeam, știi destul de bine cum ar veni să pregătește de muncă. În 3 ore, cum ar veni aici, gata, se duce și el. Ce ai uitat? Unde e? A, unde e mapa? Unde e arta? Dar chiar asta... Unde e arta? Lensul... Stai puțin... Incredibil! Unde, doamne, e mapa aia? A, uite, nu e acolo? Nu, mă, nu era acolo... Unde e căsuța aia? Nu e. A? Nu e. Unde e mapa? Că nu mai găsim acum. Incredibil asta, cât de proști putem să fim aici, ce memorie de strus putem să avem. Așa, unde e mapa, ticule? Unde ne ducem noi acum? Bă, dar nu ne-am uitat niciodată și noi în oglinda aia. Asta este, degeaba am pus-o acolo și iau tici cât de frumos e ăsta, cât de frumos e Alex, e mai frumos ca Peri, nu? E mai frumos ca Peri, doar e Alex. Să spăla și el pe mâini, dar ce a avut, a mâncat sau ce mama mea a avut? Au spălat vasele acolo, ca aia cuvetă. Uite-o! Oglindă, oglinjoară, cine e cel mai frumos din țară? Noi n-avem... Ce n-avem? Perete între... Uite, n-avem perete între... Incredibil! Ia, uitați-vă și vă uitați! Ba da, mă, cred că avem, dar aveți, așa se vede. Nu suntem obișnuiți să recunoaștem, știi, adică... Totuși, e prima oară când îl jucăm, mi s-a părut foarte tare când l-am văzut prima oară și am să-l încercăm și noi. Așa, bun. Acum ce trebuie să facem? Ce cu galeria asta? Așa, chiar nu știu. Bun, eu zic că e destul de bine până acum. Ne mai facem niște prieteni? A? Să ieșim din casă, hai să ieșim din casă să ne facem niște prieteni. Așa, fire up, zicem lui ăsta ceva gen funny, să facem o impresie bună. Hai mai repede la el. Ulu, s-a mișcat cu viteza fulgerului. E fată, mamă, arată bine și bambina asta. De ce să nu o luăm noi ca prietenă? Că ați văzut ce prietenă are Perie. Cel mai tare, frate. Așa, mai zic ceva, dar nu da la dragoste încă. Zi ceva de friendly, așa să fim prieteni. Zi... Interes... Bun, i-a plăcut. Asta suntem cei mai tari, mă, suntem cei mai tari. Ce să mai zicem noi? Nu, sper să nu pupăm. Bun, bă, nu știu dacă e atât de bine să devii prieten, că odată ce intri zona asta prietenii cu o fată e greu să ieși din zona asta. Uite-o mă, ce fericită, am făcut-o fericită pe fată, o întrebăm ceva dacă are prieten, știu eu, ceva de genul. Da, să ne întrebăm dacă e singură. Cred că e singură. A? Da, eu zic că e singură. Ia să vedem acum. A intrat la noi în casă. S-a uitat la casa noastră. Cred că vrea direct la pat fata asta. Vedem acum, am văzut acolo. Unde se duce? Trebuia să-i oferim o floare. Nu, nici cu asta nu merge. Bun. Am rezolvat-o. Dă-mi o floare. Așa, dă-i o floare. Am făcut-o fericită. În sfârșit, de ce minus? Cine urâta asta cu părul alb? Cine e muma pădurii asta? Asta e muma pădurii. Cred că e măsa. E muma ei.
Nu e muma pădurii. Mama soacră, să rămână mama soacră. Da, asta îi cerem un sărut. Doamne, 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 să zică da. No! Te rog, please, sărut. Tu zras. Nu vrea, mă, nu vrea, vezi și tu, atât de urât, atât de nasol să fie ăsta, mă. Hai să mai să o dăm la Fanny, acum să o dăm la Fanny. Ai, sayonara, du-te de aici, du-te, că nu, e, nu vrei deloc să... Sper să vină după noi, dar nu cred. Uite și tu, bă, cât muncește Alex ăsta, cât de harnic este. De fapt, ăsta e Peri care a muncit aici. S-a adus la muncă cine, tot Alex? Bun, bravo, bă, și... În 17 minute se duce și ăsta și cred că trebuie să mănânce. Dă-i să mănânce lui Peri. A, a plecat la muncă. A, că mănâncă când vine și Peri. Așa, bun, acum ce se face, să-i așteptăm pe ei? Bun, s-a întors cu bani, s-a întors cu bani Alex de la muncă și e obosit, mort! Trebuie neapărat să mănânce și să se spere de urgență și, oh, cred că să tragă și de fiare. Avem multe de făcut, dar s-ar putea ca în episodul următor, pentru că episodul ăsta este pe final, stați măcar să-i dăm să mănânce la băiat, măcar atâta merită. Uitați-vă și voi cât l-a muncit pe săracul Alex și Peri ăla, stă și freacă menta. Hai, ticule, mănâncă, că e mâncare din belșug, nu e cea mai bună mâncare, dar merge dacă nimic. Așa facem, am făcut și un duș, bun, dar cred că trebuie să tragem de fiare sau știu eu ce trebuie să facem. Așa, și am primit și bani, că a venit în sfârșit și ăsta de la muncă. Asta e bine, mă, să fii doi într-o casă, vezi, adică ai două soții, cu toate că cheltui dublu, dar câștigi dublu, știi, și câștigul e mai mare, după părerea mea. Trebuie să ne... Deci suntem aproape să ne spunem... Mamă, asta face lucruri diabolice, l-ai văzut? Incredibil, face lucruri diabolice. Cred că s-ar putea să ne joace vreo festă sau știu eu ce. Așa, mă, trebuie să ne odihnim și noi destul de bine. Ne-am odihnit, asta este, l-am rezolvat în sfârșit pe Alex. Și acesta a fost episodul 2 din seria noastră cu Sims. Nu uitați de butonul de like dacă susțineți seria și încă o dată vă spun, v-am mai spus de atâtea ori și mai spun încă o dată cu riscul de a plictisi și de a enerva poate chiar, că este prima oară când jucăm și nu ne prea pricepem, deci v-aș ruga să ne mai învățați, să ne mai dați cât un sfat bun de al vostru. Vom deveni, spun eu, destul de bun la acest joc și o să vă placă cât de curând, dacă nu deja vă place. Până data viitoare, eu am fost Ultra, sayonara!